Organizația județeană PNL Suceava a validat vineri listele de candidați pentru alegerile parlamentare programate în 6 decembrie. Potrivit deciziei de săptămâna trecută, pe liste vor rămâne actualii parlamentari. Astfel, lista pentru Camera Deputaților va fi deschisă de deputatul Ioan Balan, urma de Angelica Fădor, Bogdan Gheorghiu și Dumitru Mihalescul. Pe următorul loc va fi înscris secretarul general al PNL Suceava, Viorel Seredenciuc, urmat, între alții, de secretarul de stat Puiu Gelu sau de tânărul Ovidiu Hrițcu. Lista pentru Senat va fi deschisă de senatorul Daniel Cadariu. Pe următoarele poziții vor fi înscriși Cătălina Culipei, președinte al Organizației Județene de Femei, profesorul universitar Radu Pentiuc și Tudor Plăcintă. Partidul Național Liberal Suceava își propune ca la alegerile parlamentare să obțină jumătate din numărul de parlamentari din județ, respectiv 5 deputați și 2 senatori.